Elevii din anii terminali se pregătesc de vacanță. Pentru ei urmează examenele de bacalaureat 2022 și evaluare națională. Primii care vor lua vacanță sunt elevii de clasa a 12-a. Ei vor încheia cursurile în data de 27 mai, potrivit structurii anului școlar 2021-2022. Elevii de clasa a 8-a vor termina cursurile peste două săptămâni, pe 3 iunie. Restul elevilor vor lua vacanța de vară pe 11 iunie. Rezultatele de la examenul de evaluare națională sunt importante pentru admiterea la liceu. Examenul pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a debutează în data de 30 mai, când începe perioada înscrierilor, până pe data de 3 iunie. Copiii se înscriu la școlile unde au absolvit. Vom avea după aceea, ca și activitatea noastră a ISJ-ului, este de a stabili centrele de examene, deoarece nu toate școlile gimnaziale vor fi centre de examene. Bineînțeles, unde avem 7-8 copii sau un număr mic de copii, bineînțeles, îi vom aronda la școlile mai mari din apropiere. După aceea, vom aproba cazurile speciale, copiii cu CES, cu cerințe educaționale speciale, care dau în condiții speciale, adică pot să dea la domiciliu sau care sunt spitalizați pot să dea în spital și facem comisii speciale pentru ei. În următoarea perioadă, în 14 iunie, o prima probă, proba la limba și literatura română, probă scrisă. În 16 iunie au la matematică și în 17 va fi pentru limba maternă, în cazul nostru nu există. Va urma evaluarea acestora. Se vor afișa rezultatele în 23, tot atunci, în 23 iunie, tot atunci se depun și contestațiile, iar rezultatele finale se vor afișa în data de 24 iunie. Înscrierea la sesiunile examenului național de bacalaureat 2022 se face prin completarea documentelor tip de înscriere de către candidați în perioada 23-27 mai 2022. Pentru sesiunea iunie-iulie, respectiv în perioada 18-25 iulie, pentru sesiunea august-septembrie. Pentru bacalaureat avem perioada de înscriere între 23 și 27 mai, apoi se termină cursurile în data de 27 mai și urmează probele. Începem în data de 6-8 iunie cu evaluarea competențelor la limba și literatura română. În 8-9 va fi proba competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, competențe digitale și apoi încep probele scrise. Unde avem în 20 iunie avem limba și literatura română probă scrisă, în 21 proba obligatorie a profilului în funcție de profilul și specializarea copiilor, în 22 iunie avem proba la alegere, la fel în profil și specializare și limba maternă, dar la fel nu este cazul nostru. În 27 iunie afișăm rezultatele finale, urmează contestația, rezolvarea contestațiilor și în iulie, în 1 iulie, este afișarea rezultatelor finale. Elevii care au obținut în clasa a 11-a sau a 12-a premii individuale la concursuri sau olimpiade școlare internaționale și au fost recunoscute de către Ministerul Educației pot să solicite să echivaleze o anumită probă scrisă. Elevii vor primi nota 10 pentru proba respectivă. Elevii care au obținut o certificare cu recunoaștere internațională a competențelor lingvistice și care solicită recunoașterea și echivalarea acestora cu proba C trebuie să completeze pe lângă cererea de înscriere și o cerere de echivalare.